Oinar prin viață, de George Hodorogea. Pseudo-argument, sau dacă vreți, un fel de prefață. Să moară de necaz, cine știu eu. Mă uit uneori, e drept, la ceea ce am fost cândva, la ce sunt și mă întreb deseori ce voi fi. Nu e un început filozofic, cum ar zice sau cum ar crede unii dintre amicii mei, ci pur și simplu un fapt de viață. Și ce viață? Probabil că unii dintre moftangii contestatari o să-mi reproșeze, bă, dar la 4-6 de ani tu numești asta viață? Mai crești, mă, țâcă! Teoretic ar avea dreptate, dar... Pentru că există un mare dar, pot spune cu mâna pe inimă sau pe ce vor dânsii, doar sunt bărbat, că am trăit cel puțin până acum ca făt frumos. Numai că ăla creștea într-un an cât alții în 7, pe când eu am făcut și desfăcut în 24 de ani cât alții în 3 vieți. Nu e mișto de mahala sau criza de narcisism, sau mai știu eu ce. Nu odată. Pe scurt, ca să nu șochez prea mult, ci că nu-i bine de la început, așa o fi, Bogdane, declar pe propria mea răspundere, nesilit de nimeni și de bunăvoie, că am întors cu lopata bani, fie lei, mărci, dolar sau euro, ca pentru un întreg regiment de artilerie. Am avut, nu-i frumos, dar e sincer, fete de fete și ce mai fete, aventuri, necazuri și bucurii cât pentru o enciclopedie britanică sau măcar la rusul parizian, călătorii pe unde am vrut sau nu, mașini de mașini, agățătoare de fete în special, prieteni și dușmani cât frunză și iarbă, cum ar spune cronicarul. Mi-au mâncat din palmă ei mai tari cântăresc din țară, că, de, am uitat să vă precizez, am fost la un moment dat el mai tare producător de muzică, ușoară, românească sau străină, populară, rock și poate o să scuipați în sâmbătular crucea, primul manelist al țării, nu cu vocea, nu cu instrumentul, ci cu producția pe bandă rulantă de manele. Recunosc, am avut și mult, mult tupeu. I-am promovat într-un moment când cam nimeni nu dădea doi bani, nici găuriți pe de-alte, Adi de la Vâlcea, Adrian Minune, Carmen Șerban, Nicolae Guță, Florin Salam... Pe atunci Florin Fermecătorul și așa mai departe. Dar toate la timpul lor. Și acum să devin un pic mai serios, dacă s-o putea. Am dorit să scriu această, nu știu dacă se poate numi carte, deoarece am trăit atâtea chestii ciudate, uneori neverosimile, încât cred că probabil cuiva îi va folosi. Îi va folosi să reușească în viață, evitând ceea ce eu am forțat, am greșit. Și cred că și pentru fiul meu, poate deveni un îndreptar sau mai mult, un stimulant. Dedic această, hai să-i spunem carte, tuturor celor care, într-o perioadă grea plină de neprevăzut, într-o țară indolentă și nepăsătoare, au încercat și au reușit să demonstreze că munca, inteligența, stăruința și încrederea în sine pot învinge orice opreliște, orice imbecilitate, un stat arogant și hapsân, funcționari, tembel și nereciclabil. Da, ajunge cu vorbăria. Să trecem la fapte. Aveți cititorilor. Nu este o biografie în sensul larg al cuvântului. Amintirile excesiv de reale se vor prezenta atemporal, conexiunile fiind de ordin emoțional. Acest fapt îmi și vă creează un avantaj. Fiecare capitol se poate citi separat, nu depinde de altul, așa că puteți citi fie de la cap la coadă, fie invers, fie cum vrea mușchii voștri. Baftă, George.